Pace, pace și o ploaie de săruturi s-a produs între Irina și Alex. Poate părea imposibilă, mai ales când mama acesteia vede toată situația cu alți ochi. Eu vreau să vorbesc cu fiica mea. Eu te ascult. Cobalti și Alex pământ, nu-ți vrei în aer. Și te rog eu frumos, lasă-l pe Alex în pace și Alex te văd tine în pace. Eu îmi timp primesc acasă, dar pe Alex nu-l accept deloc. Ce nu are Alex? Alex îți folosește de Irina numai. El vrea să rămâi în casă și el folosește de dânsa. No. Și ei acceptă, dacă e prostuță, cum spune. Și lasă eliminată, vă rog, din competiție. Eu aștept acasă pe dânsa singură, nu cu Alex. Și dacă o să se întâmple să vină cu Alex, ce o să faceți? Să duc la Alex, la mine nu vine. Vine la mine, nu-i problemă. Ascultă-mă, tu nu-ți fai de râs, numai tine, mă fai de râs pe mine. Mie, dar mie e rușine să vorbesc cu cineva. De ce o iei așa, că te fac de râs sau că... Da, comportările tale, toată Moldova te știe de acum cine ești. Care comportări? Te așez în brață la Alex, te cuprinde, te pupă, numai dacă ți-ar da voie, te faci altceva. Dar Irina nu putea să se abțină din plâns la auzul vorbelor spuse de mama ei. Da, e părerea dumneavoastră, ceea ce vede din afară, comentarii, da? Ia citește toate porcării, nu-i supărat acum, că o să-i treacă fiecare părinte de mai seama. Cum mama cum a fost cu Mihai? Ei, capul sus, ia citește și acolo, poate nici nu se uită la tot ce se întâmplă aici. Păi nu se uită, că nu are în terapie, nu are cum să se uită, se uită doar la niște formulețe. Dar de ce trebuie să zici așa? E nervos, știi cum vorbești. O cunoști. O cunoști mai bine decât noi. Știu că au ieșit comentarii referitoare la dansul meu. Nu mă interesează, Alex, de comentarii. Exact, te interesează cum în ce stare este mama ta. Nu în ce stare, mă interesează. Te interesează să fie de acord? Nu. Ce te interesează? Să nu vorbească așa? Acord. E mama ta, așa vede ea, știi că n-a fost cu mine, n-a fost de acord de la început cu mine. Sunt două chestii aici, te lasă, te liniște sau vrei să te întreb ce are? Nu vreau să mă întreb. Nu simți nevoia de a vorbi, îmi spui? Da? Mai târziu, Alex încerca să fie cât mai drăgăstos cu ea. Duc la baie, dar tu duce și fumează. I love you. I love you. Dar starea proastă nu o părăsea pe Irina, iar fetele încercau să-i fie alături. O să-mi treacă, dar totuși cred că și asta nu e pentru mine. Hai, Irina, ce te demoralizezi așa? Nu e pentru mine, pentru gândirea mea, pentru felul meu de a fi. Pentru că trebuie să te reții la multe chestii. Și e greu. Nu e pentru mine și atât. Dar va fi. Trebuie să fie. Avem multe măști de dat jos. Eu nu pot, frate, să mă prefac. Eu nu pot. Dacă am oscilat, asta înseamnă că gândesc, că văd, că simt, că simt energiile oamenilor, că îmi dau seama de multe chestii. Și dacă nu pot să le explic la un moment dat, eu le înțeleg 100%. Păi și acum de ce plângi că nu înțeleg? Pentru că e greu. Ce e greu ce? Pentru că oamenii judecă și judecă... Care oameni? Băi, lasă oamenii ca oamenii. Părerea mamei ei, probabil a demoralizat. Eu nu zic Cătălina de tine câteodată. Dacă tu erai în locul meu, tu plângeai de tine ca ai, înțelegi? Și eu mai și acum zici mie de parcă... Ce ai, mă, de ce ai așa atitudine? Nu. Pe tine trebuie să te intereseze doar de ce zice mai ta, nu de alți oameni. Eu la asta păi mă refer. Păi asta e problema, că mama ei nu simte ce simte. Dar știu că eram acolo, nu știu cum să zic, eram auzit și eu. Păi asta zic, asta e problema ei. Ce ai râs, nu? Am râs la ce? La ce a spus mama, nu?
Eu râdeam de cum vorbea, frate, nici de cum la ce zicea. Dar ce e amuzant, Cătălina? Eu nu înțeleg, știi? Ce e amuzant aici? Nu, no, iar sunt modul în care le-a zis, cum e direct, cum... Exact! De parcă nu mai cunoaște de ieri. Și oricum, mama ta gândește când o să ieși afară și o să poți să explici fiecare chestie, mama ta o să te înțeleagă. Și singura chestie ți-am zis care o să o facă să se simtă mai bine, când dacă între voi o să meargă, da, și tu o să fii fericită, o să fii și atunci o să fii. O să te susțin probabil atunci. Ea e foarte încăpățânată. Ea dacă a spus că Alex e un om rău, ea nu o să-și schimbe părere. E așa va ține mâna și pun. Și mai ales momentele astea... La un moment dat, mai mult sau mai puțin, va accepta dacă într-adevăr voi chiar o să formați pe bune un cuplu și o relație și în afara emisiunii. Alex de-a fi, mama mea o irit maxim și nu-l asta cum el e cu alți oameni. Dar ea, cum poate el să aibă, să fie el respectuos? Mama mea o irit maxim așa ceva. Adică ei nu-i place asta, ea nu vede asta ca ceva bun, pozitiv. Dar trebuie să gândească că tu știu. Simți. Adică tu nu o să stea mama ta cu el, o să stai tu cu el. Și în momentul în care o să fii cel mai bine cu Alex, atunci mama o să zică că nu, ești o proastă, ești o nu știu, tu nu mai înțelegi. Asta e. Eu o văd asta plânge. Fiindcă ea o cunoaște cel mai bine. Da, mama îi alături, dar ea o știe. Nu e ok. Nu putem schimba... Știi, atunci când o să fiu cea mai fericit cu așa, o să-mi întreb ce faci, mami, cum te simți? Zic, stai cu Alex. Știi ce înseamnă să stai cu adevărat? În momentul în care mama mea m-a judecat, el a fost acolo. Bărbatul cu care eu vreau să fiu a fost tot axat pe el, pe cuvintele care le-a spus mama. El pe terasă a spus, păi eu așa dansez. Poate nu a luat în calcul tot ce a spus maică ta așa, cum le-ai luat tu în calcul. Bine, uite, am simțit că tu mă cunoști, mă simți mai bine decât el în momentul ăsta, pentru că tu ai fost și ai știut ce să spui și cum să fii lângă mine. Da, adevărat că noi am petrecut și mai mult timp împreună. Da, noi am petrecut mai mult timp împreună. Fiecare are modul lui. E ciudat pentru mine chestia asta, să faci o relație cu un om. Înțeleg, tu mă cunoști mai bine decât el. Tu mă simți mai bine decât el. Da, dar el, ce timp am avut, Irina? Gândește și pe partea aia. El te dorește. Dar cât timp? Noi suntem 24 în 24. Noi ne vedem stările, noi ne vedem râsul, ne vedem plânsul, ne vedem gândirea. E automat. Pe seara Alex și Irina reluau subiectul părerilor de acasă. Am zis că eu aveam atât de multe chestii în cap, știi? Și haide ce m-a simțit. Dar tu te-ai așezat pe terasă și tot despre tine ai vorbit. Că eu sunt așa cum dansez, știi? Și zic... Da, la ce te referi? Nu, Irina. La cum ai simțit, știi? Eu știu. Uite, am întrebat. Pentru că lumea mă judecă pe mine, că mi s-a mai zis. Și sora mea când a sunat mi-a zis mai ușor cu asta la petreceri. Și e normal că omul judecă după un dans, după uite cum a zis, cu faze nebune sau... Și încercam să zic nu despre mine, că așa... Știi că chiar și dacă între noi aș fi tot bine și frumos, dacă tu o să ai atitudine răutăcioasă față de alți oameni, mai mele tot nu o să-i placă, știi? Nu știu treaba asta. Dar tu știi că noi doi suntem aici. Ce umor într-o zi. Și nu vreau să mai plângi, mă, frate. Nu pot. Să nu mai plâng. Asta e parte de mine. Da, o situație foarte grea, dar îi reproșai ceva lui Alex, că a vorbit despre el în loc să vorbească despre ceea ce simți tu? Da, a spus, așa sunt eu, așa dansez și eu eram... Dar eu i-am explicat că neavând ocazia să vorbesc cu
mama Irinei. Am încercat să vorbesc eu în imaginația mea. Oare pentru că a spus mama că el la orice petrecere e beat. Și eu am zis că așa dansează. Dar așa sunt dansurile mele, toată lumea a văzut de pe aici. Nu... Da. De ce ai fost atât de afectată de cuvintele astea? Pentru că o cunosc foarte bine și știu că nu o să-și schimbe părerea, chiar dacă o să va... Adică, nu știu, poate în timp îndelungat. Care e relația dintre voi două? Mama ta te-a susținut de-a lungul timpului sau a trebuit să lupți pentru fiecare situație în parte, să-i demonstrezi lucruri? În ultimii ani m-a susținut, dar în copilărie, preadolescență... Acolo e mai complicat. Chiar și... Că dacă ar fi fost să te lase așa de izbeliște, nu se știe unde ai fi ajuns, că voi aveți tendința de a face doar ce vă taie capul. Și nu întotdeauna vă taie cel mai bine. Da, în ultimii ani m-a susținut și a fost lângă mine. Da, am avut o relație complicată până ajunge la ne înțelege atât de bine și a mă susține și a nu se implica și avea încredere și a mă lăsat pe mine. A fost drumul lung. Și... Da, Irina, dar... așa se întâmplă pentru toată lumea. Da. Nu ești singura. Există diferența aceea de generații. Există... nu știu, ideea că tu poți să faci absolut orice, că ești copil și că tot ce zboară se mănâncă și mama ta probabil că voia să te protejeze de niște lucruri. Probabil asta a vrut să facă și acum, doar că eu o chestie nu am înțeles. Dacă tu citești comentariile și vezi că sunt atâtea comentarii negative, de ce să zici și tu același lucru? De ce să crezi și tu așa? Când tu este liberă, este liberă să creadă ceva acum așa. Dar poate peste o săptămână sau poate peste 5 ani lucrurile se vor schimba, n-ai de unde să știi. Dar până atunci ești suficient de motivată și de stăpână pe tine încât să poți să te lansezi într-o relație cu un bărbat pe care mama ta nu și-l dorește și merg mai departe. Ai putea să te logodești și chiar să te căsătorești cu el. Da, aș putea. Ai putea. Și ar putea să nu vină la finalul acestei competiții. Nu cred. Nu există. O să se schimbe acest lucru. Cum? O să arăt numai fapte. Și o să fie fericită lângă mine. Și o să vadă treaba asta și nu o să mai conteze acele comentarii. Alex, tu ce crezi că simte mama ta? Crezi că o place pe Irina? Da. Eu asta cred. Știe că când aleg ceva, aleg bine. Au fost și în cazul vostru, și în cazul tău, situații, mă rog, de acceptare și nu prea. Nu judec, adică nu... Pentru băieți e un pic mai ușor. Pentru fete lucrurile sunt un pic mai complicate. În același timp, ori ești un mare fariseu, ori ți-ai schimbat cu totul și cu totul ideologia în ceea ce o privește pe Irina, pentru că e prima dată, sinceră să fiu, mă așteptam ca tu să-i trântești iarăși mâna, să pleci, să te duci, să faci niște chestii din astea demonstrative. Am lăsat orgolile și tot ce am lăsat, le-am lăsat deoparte. De ce? Pentru că așa nu mergea. Adică orgoliu azi, mâine, poimine și ce facem? Nu e o schimbare prea mare? Nu. Mai bine să fie o schimbare mare decât deloc. Merită Irina? Da. De ce? Pentru că e singura fată de care îmi place și mi-a plăcut în această competiție. I love you? I love you, da, mai zic așa câteodată. În ce sens? Acel I love you? Nu. Sau așa... Nu. Sunt vreau lângă tine, îmi pasă. Vreau să vorbești engleză. Motamo. Nu. Da. Adică atunci când va fi, te iubesc. Da. Și pe alt ton. Cum ești acum, Irina? Mai bine. Știi cum e noaptea? Te mai liniștești? Da. Mai vezi lucrurile altfel la a doua zi? Ce? Ai vrea să-i spui ceva mamei tale? Adică dacă ai avea ocazia sau încă în mintea ta lucrurile nu sunt așezate? Acum încă sunt supărată pe ea. Ești supărată pe ea. De ce? Eu nu cred că există părinte care să dorească răul copilului. Poate un strop de lipsă de educație, da. Sau poate o influență care să nu o ducă exact acolo unde ți-ai fi dorit tu.
Dar nu cred că cineva dorește, un părinte dorește rău fundamental copilului lui. Știu. Știu. Nu vreau să te fac să plângi, nu e scopul meu ăsta. O mai vede. Le mai lăsăm un pic să se coacă. Și o să